distanța, mi punem aici frumos. Distanța. Distanța, distanța. Oh, avem și bunătăți. Da. Avem. Puteți să stați cum vreți voi, că și Patriția a trecut prin momentele de COVID. S-a făcut, da? Și COVID italienesc românesc. Da, 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 și italienesc și românesc și internațională, pe toate le-am făcut. Foarte bine, pe toate. Sunt, eu nu sunt periculoză în momentul acesta. Ai adus ceva bun? Ai adus ceva bun? Am adus ceva bun italienesc, e clasic, așa. Trebuie să-ți recunosc că nici acum, după aproape 3 ani de zile de când am fost cu Mădălina la tine, n-am mâncat tiramisu mai bun. Da? Tiramisu, sau cum se zice? Da, tiramisu pentru cei negativisti, tiramisu pe cei pozitivi, adică noi ne trage sus. Foarte bun și borcanelul ăla, să știi că l-am păstrat, l-am luat cu mine, l-am pescuit, îmi place, da. Le mai aduc. Ce faci? Foarte bine. Da, mi-am mințeam că n-am filmat cu voi la Las Fierbinții. Da, ce frumos a fost. Da, da, da. Da. Da, foarte frumos. Și fac bine. Așa, Patriția, te salutăm și noi de aici, de acasă. Mai devreme ni s-a întrerupt comunicarea, dar vrem să te salutăm și să știi că ți-am pregătit ceva surprize acolo cu băieții ăștia extraordinar. Uite aici, Costi Diță și Mihai Raid. Stai, nu știu cum să-ți mâine să-i vedem de așa. Aici, e bine, e bine. Ușoare, nu periculoze. Hai să vedem despre ce vorbim aici, ce ai adus aici. Haide, băieți, să trecem la treabă, da? Cred că e rece, că eu stau la buftea și până că a ajuns pasta nu e... Tocmai vorbeam înainte de să începem emisiunea, când am auzit că vii și ne aduceam aminte de acum 20 de ani când mâncam tu ai fost la mine la restaurant. Am fost până să știi restaurantul în sufragerie undeva, da, unde gătea și mama ta, nu? Da, ai fost și acolo și în centru, da. V-am adus lasagna clasică, tiramisu clasico, și aici sunt paste cu porcini și trufe, dar sorece. Tiramisu puteți să-l lăsați pe dreapta, că am vorbit de el, e al meu. Ia să vedem. Porcinii, Costi, s-a dus porcinii. Un pic, că și mașina s-a restornată, dar... tot ce se întâmplă. Nu, e foarte bine. Mamă, noi avem... Aveți masă, băieți, stacâmurile acolo, tot ce trebuie. Da, avem, știm. Ia uite ce e aici. Uite, ăla meu, da? Știu, ăla știu, știu, da. Știu, știu. Ele antiregime, antiregime. E bine? Da. Mamă, s-a dat drumul la treabă. Îți merge restaurantul 30%, nu? Mi-a dat cu... No, eu restaurantul l-am închis acum un an și fac trebuie numai să delivery. Încerc. Da. Scuze, încerc numai o secundă. Pe delivery trebuie cu... să încerc. Să cu Franci. Cu Francesco. Mișu, uite, mă, le-am lăsat și tacâmurile să aibă acolo tot ce trebuie. Tot ce și ăștia nu mănâncă. Trebuie să... Un gust... Gustă, gustă, dar e rece, nu e... Nu e rece, nu e rece, că la noi la emisiune se gustă doar câte puțin, puțin, adică să nu exagerați. Nu, foarte da, puțin, nu, foarte puțin, foarte puțin. Hai că încerc eu primul, dacă e... Patriția, spune și mie cum te descurci după atâția ani în continuare, că mi se pare că tot nu vorbești română. Da. Da, nu știu la modul, la modul, da. La modul fani, adică de fiecare dată când te aud, zâmbesc indiferent la ce zici. Da, am fost și la meditație, să știi. Da? Da. A renunțat profesorul. A renunțat el, a renunțat profesorul, a zis nu. Da, a zis nu, nicio șansă. Și m-au trimis pentru că trebuia să fac o emisiune și trebuia să vorbesc mai bine, știi? Și m-au trimis și 4 ore pe zi, dar dormeam acolo și nu. Vorbeau prea încet. Nu am putut, nu m-a intrat. Poate că dacă prindeam de la început, știi, limba mai corectă, atunci da. Dar după 15 ani care am aici și vorbesc așa, acum eu cred că oricum lumea mă înțelege aproape. Nu, te înțeles. Cred că ți-a predat și ăla în stilul românesc, nu vorbește cum vorbiți voi italienii. Tare, răspica, din mâini mult. Poate că și gesticulez și ce nu înțeleg unul din gură, înțeleg unul din mani. Patriția, fii atentă, până băieții mănâncă puțin din tiramisu, din pastele alea și până o să vezi că ți-au pregătit și ei ceva întrebări și ceva probe. Eu vreau să văd dacă tot ai făcut meditație ani de zile. Vreau să văd dacă tu știi expresiile astea românești. Le-am scos repede de pe internet să văd cât de bine te descurci, da? Ba da. Costi, fii atent, ai și tu acolo unele, da? Da. Patriția, ce înseamnă a da cu muci în fasole? Doamne, ostia! Dar muci nu e... Da, muci... A da cu muci în fasole, ce înseamnă? A arătat bine, că ai tăi muci... Fasole e fagioli. Fagioli, da. Nu ostia, adevărat. Nu ostia. Adică dar tu cât timp ai făcut meditații? Dar eu am făcut meditații serioase, nu din asta cu fasole. Nu ostia asta. Atunci că am ales o expresie care are oarecum legătură cu domeniul culinar. A da cu muci în fasole. Da.
Cătă, am dar o curiozitate și vreau să o întreb pe șef Patriția o chestie care mă macină de ceva vreme și după te las în continuare cu expresiile Cătălin. Cam și eu. Zi-mi și mie, ceapa de Buzău. Ceapa de Buzău, da, aia roșie. Roșia, da. Mă, e a noastră sau e cipolinia aia de se cultivă acolo pe Marul Mediteran? Nu, cred că asta e a voastră din Buzău. E a noastră de Buzău, da, am înțeles. Că nu mai înțeleg, am văzut de curând un documentar și o prezentau că cipolinii, că nu știu, că domne, numai aici crește și că e cea mai gustoasă. Da, mai și noi avem una, dar mai mica. Da. E în altă, da, avem mai mica. Deci nu, asta al nostru, mare, noastră, frumoasă, a noastră e mai mare, Bobo. Da, a zis, e mai mare, mai frumoasă a noastră, e ce da, să mai, da. Da, mai gustoasă. Hai să ne întoarcem la treaba asta, că nu e atât. Deci, Patricia, ce înseamnă a dat cu muci în fasole? Zi-mă, Costi, să le explice. Te ajut eu. Da, explică-mi, Costi. Și tu ești pe italiană, bun. Îți interpretezi și tu îmi spui cam ce crezi tu că înseamnă chestia asta. Fii atentă la mine. Ești atentă, da? Da, ia. Foarte atentă. Ai că ai dat cu muci în fasol. Adică că ai greșit ceva? Ba, vezi, bravo, bravo. Vezi? Vedi? Se poate. Asta e, că ai greșit-o. Ai greșit-o. Mai departe. Costi, da. Facem așa. Da. Îi citesc eu câte o expresie și tu o joci, că ești bine de tot. Te rog, bagă. Următoare. Și am impresia că, Patriția, fii atent, a se uita ca vițelul la poarta nouă. Uite, Costi, te rog, exemplifică. A se uita ca vițel la poarta nouă. Doamne, de unde le înțeles asta? Pe asta din... De la noi. De la noi se întâlnesc asta. Stai de vorbă, mie mi se întâmplă să mai zică lumea ce te uiți ca vițelul la poarta nouă. Mișu, ai ceva cu asta, cu vițelul? Cu vițelul la poarta nouă? Mie nu m-au zis niciodată. Uite, uite, acum suntem amândoi. Uite la mine, uite la mine, că eu sunt ăla care comentează. Azi, că te uiți așa te mai... Te uiți ca vițelul la poarta nouă. Ce te uiți ca vițelul la poarta nouă? Oi, 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 oi. Ce poate să ce înseamnă? Adică nu e de bine, nu? Nu e de bine, că e vițel, da, nu e zis. Te uiți ca uiți așa un bine făcut la cam poarta ceva care nu ca prost, să n-ai nimic în cap. Ai, ai. Ca prost așa. Da, da, ce te uiți ca s-a prost. Întâmplat, cred că asta s-a întâmplat o dată în istoria noastră când un vițel era la o poartă și unul a zis, bă, merge. No. Că, de exemplu, avem, a nimerit Orbu Brăila. Cine? Da, Orbu, Orbu. A, Orbu. Orbu. De văzător, ceea ce nu cred că s-a întâmplat. N-avea cum să ajungă omul acolo să facă din mâine așa să zică asta e Brăila. Eu cred că a pipăit pe... Mai încercăm? Mai încercăm una? Da, asta sunt expresie folosite de multe că... sau mai da, nu, da, sunt expresii folosite, da. Îmi place când o joci tu. Fii atent. Patriția, rămânem în zona asta culinară. Ați ploua în gură. Știi ce înseamnă? Da. Când îți e poftă de ceva. Asta e și la italieni. E și în italiană. Cum se zice că îți ploua în gură? Da. Ți vine la coi în boca. Da, la boca. Da, la colina da, în boca. Da, fia... da, no, da, fiate. Zici, mi-a venit să dansez. La colina în boca. La pe bune, mi-am dat cu dansul. Da. Și asta, frecție la piciorul de lemn. Frecție la piciorul de lemn. La piciorul de lemn. Adică degeaba, nu? Da, degeaba, exact. Adică el rămâne tare cum era. Nu se întâmplă nimic. Nu ai făcut degeaba meditații, să știi. Eu am și eu una. Abate șaua ca să priceapă iapa. Nu, asta e cam arabă. Abate șaua. Să dai în șa ca să înțeleagă calul. Nu, asta nu. Asta ca să înțeleagă în cap. Dar mai sunt multe așa dificile. Da, mă, da, stai. Uite, tot din domeniul animal s-a dus bou și s-a întors vacă. Te duci bou și te întorci vacă. Adică nu i-a fost bine. Da. Adică mai bine să te acasă. Da, mai bine să te acasă, exact. Ce mai avem? Am eu una. A fi tufă de Veneția. Dar vreau să o și joci, Mihai. Tufă de Veneția. Tufă de Veneția, că îți fac eu așa, o te fac eu. Tufă de Veneția, nu știu, asta n-am auzit. Păi, bine, nici eu n-am auzit, în afară de... Eu sunt tufa de Veneția, da? Fii atent. Mamă, ce... Zi, nu înțeleg. Nu știu că este un actor fabulos, dar sunt eu mare. 2x2. 2x2? Da, cât fac 2 ori 2? Unul că nu înțelege, unul pic retard, exact. Da? Un pic de retard! Un poco! Un pochito! Puțin retard! Tu fă de Veneția, adică nu știe, nu se face. Asta sunt expresii al vostre rumănești, inventate de voi. Da, mă, sunt de uzuale, nu le-am căutat, nu le-am inventat. Să înțelegem noi, să vedem dacă înțelegem. Una italiană, noi avem multe proverbe. Una, zi unul, cea mai tare. Aia, acum nu-mi vine. Guarda, le zic mereu la Francesco. Tanto va la gata largă că ci lascia lo zampino, ad esempio. Atât, eu am plecat. Stai puțin. Tanta larga, tirața de zampino. Da. Sau sacco stretto,
sacco chiuso ben stretto. Ce înseamnă prima, ce înseamnă a doua? Eu știu italiană. Știe, Mișu, zi sacco chiuso. Da, e ben stretto, zicea bunica, asta de la bunica. Sacul închis și bine strâns. Da, sunt multe, acum nu-mi vine, știi? Dacă siamă, pregăteam. Dar eu tot n-am înțeles ce înseamnă, sacul strâns. Da, zi-mă până la capăt. Sacco stretto și bine, adică era o spreță că ziceva bunica, decute se, nu știu, ai 10.000 de asociate, mai bine unul și ai sacco. Acum am înțeles, e momentul ăsta când tu fiind mică, te-ai dus la bunica să-i ceri niște bani și ea ți-a zis, mai bine, hai să zic o expresie. Da, că noi suntem și liguri, știi, regiune unde, zic că sunt cel mai zgarciti din Italia, știi, un pic cu coala în buzunar. Și ai moștenit asta? Ai moștenit tu de cablon? Nu, Francesc un pic. Cablon, înțeles. Noi am fost în la Roma prin 2009. În 2009 și căutam un prelungitor, un cablu. Da. Cu mai multe prize. Da, și am zis, bă, uite care-i treaba, eu știu italian. Și am zis, băiatul ăla, cordone electrico. Ce înseamnă cordone electrico în italian? Înseamnă ceva? E, cordone e ala care are preote, că închide, închide, frați, i frati, cordone. Cordon, da, de la Halaș. Sfoară, da. Și am dreptate, Bobo, ne-am lămurit. S-a rezolvat treaba că eram în Roma, el a intrat, noi nu știam cum să explicăm omului, și el i-a zis unul cordone electrico. Ăla s-a adus, prelungitor, el ne-a zis mie și lui stilul, ce v-am zis, mă, că vorbesc? Și ăla a zis, eu sunt din Bacău, Cosmin mă cheamă. Asta a fost. Da, era un cordon electrico. Cordon electrico. Dar ce vorbim noi italiană dacă suntem amândoi români? Da, chinui degeaba. Atât am prins de la Rai 1. Cordon electrico. Asta e bine. Da. Acum nu plecam ca nicăieri, numai aici stăm, numai în România. Nu, am înțeles. Patricia, mulțumim mult că ai venit. Păstrăm noi alea să le mâncăm, da? Da, vă rog, un pic mai cald, acum să reci. Mulțumesc. Aștept să ne chem la restaurant când dai drumul ca să mâncăm acolo tot ce trebuie.